Vreau să o chem pe Daria lângă mine. Hai să o aplaudăm. Toată lumea și spectatorii. Daria, ia ține tu microfonul ăsta frumos. Vai, dar ce microfon frumos ai. Și tricolor ai acolo, da? Da? Foarte frumos. Ia, spune-mi o poezie, dar repede, acum că oamenii îți grăbesc la avion. Zi o poezie. Sus la poarta cerului șade Maica Domnului cu batista albă în mână. Mereu plânge și suspină. Vine îngerii și întreabă: de ce plângi, măicuță dragă? Cum să nu plâng, fiii mei? Oamenii s-au făcut răi. Dimineața când se spală, pe obraz nu se mai spală, la icoană nu se închină și merg la crâșmă mereu. Bravo. Și uită de Dumnezeu. Bravo, aplauze! Iată, noi n-am pregătit acum pentru poezii, dar am avut eu așa o inspirație, că tu știi foarte multe poezii, da? Știi multe, da? Bun, dar eu aș vrea să ne cânți o melodie care se cheamă Prima cum e, la ce? Oglindă. La oglindă, păi fetele, normal, la oglindă. Păi după nevastă mea să vă spun că stau eu la oglindă dimineața, la oglindă la amiază, la oglindă seara. Aplauze! Singura care nu aplaudă e Lili. Nu-i nimic. O să vedeți și o să pățesc eu când ajung acasă. Dar spune tu la oglindă, când stai tu la oglindă? Vezi, am povestit de soția mea. Dar tu când stai? Dimineața sau la amiază la oglindă? Dimineața. Dimineața, așa pe la ce oră, așa, aproximativ? 7. La ora 7, da? Pentru că la ora 8 ce faci? La muzică. La muzică? E foarte bine, foarte bine. Ne faci o demonstrație, da? Cânti melodia asta? Da. Și mai ai o melodie, hai să o anunțăm tot acum. Cealaltă, ce titlu are? Sunt o fată frumușică. Stai să mă uit mai bine. Da, da, aplauze, că e frumoasă, foc, bravo. Hai să ascultăm o fată frumușică, o fată care ne cântă și la oglindă. Da. Bun.